am văzut rezultatul unificărilor. Acum voi verifica o familie unde am făcut lăpișor de matcă și unde am crescut borcii. De ce verific această familie? Fiindcă fiind învățată cu creșterea la borci, să văd care e rezultatul ei, ce face acum după ce nu mai are de lucru cu lăpișorul de matcă. Vom speria toată familia și o vom trata. Da, să vedem cum arată. Această familie parcă a mai scăzut din putere din câte văd eu. Zona în care am crescut mărcile. Automat că n-a venit în față. Ba, a venit mărcuța și ouă fără amelie. Este chiar aici mărcuța și caută să depună ouă pe această rabă. Totuși mă voi uita în cuib. Dacă totul e ok, facem tratamentul și trecem mai departe. I-am pus și o foaie, dar asta nu mai are rost. Voi împinge ramele mai mai lucrate, mai în interior, dar am această albă, o aduc în margine. Fiindcă ea nu va mai produce nimic anul acesta cu această ramă, deja mărcile au preferințe, chiar dacă suntem în iulie, putea mai depune ouă în ramile albe. Încep deja să aibă această preferință. Veți găsi la unii vor depune, unii nu. Depinde cum sunt ele. Se pare că totul decurge normal, în afară de lipsa de hrană. Va trebui adusă hrană și la această familie. Deci de acum cam asta e situația. Trebuie hrănită familie, cel puțin aici la mine, fiindcă nu au hrană. Astfel albinele sunt și un pic stresate din acest motiv. Bun, am îndepărtat o ramă albă, ia sub. Dacă mai am aici o ramă albă, să văd dacă îndepărtesc și pe aceea. Adică îndepărtarea la ora actuală înseamnă aducerea ramelor albe în margine. Această matcă am de anul trecut. Depune foarte bine în două. O lăsăm în pace, este primul an al ei. Vom vedea până pe ce dată va depune ouă. Ea nu mai merită deranjată, în mare parte, doar hrănite și tratament.
Avem alte lucrări mai importante de făcut cu alte colonii. Deocamdată aceasta a fost restrânsă la o ramă, adică paia albă, doar în condiții extreme va depune miere sau chiar dacă nu mai avea unde să depună. De luna viitoare, în locul acestei rame, din ambele părți, în funcție de cum vor avea puiet, le voi împacheta. O împachetare înainte de intrare în iarnă. Bine, cam asta e la această colonie, nu prea avem ce face. Rănire și așteptăm. Sperăm să o cât mai mult.